Noua conducere a Direcției Silvice Suceava va fi instalată în funcție miercuri dimineață la ora 9 de către prefectul Sorin Popescu. La propunerea PDL Suceava, Mihai Mihețiu va fi noul șef al instituției silvice în locul lui Sorin Ciobanu de la PSD. Decizia a venit după ce socialdemocrații au ieșit de la guvernare și au rupt parteneriatul semnat cu democrat-liberalii. Sorin Ciobanu va prelua conducerea ocolului silvic Marginea. În 2005 și până la începutul acestui an, Mihai Mihețiu a fost directorul tehnic al Direcției Silvice. În ultimele luni, el a activat ca inginer la biroul de pază și protecție al instituției. Director tehnic va fi Marius Răgușitu, care a fost șef de ocol în comuna Mălin, în timp ce postul de director economic va fi ocupat de Silvia Făgurel. Ordinele privind numirea lui Mihai Mihețiu, a lui Marius Răgușitu și a Silviei Făgurel au fost emise luni seară de șeful Regiei Naționale a Pădurilor, suceveanul Valerian Solovăstru. Numărul primarilor PSD din județul Suceava, care susțin candidatura lui Traian Băsescu pentru nou mandat la Cotroceni, a crescut de la 5 la 6. Secretarul general al PDL Suceava, deputatul Ioan Bălan, a declarat că ultimul simpatizant al actualului președinte este primarul PSD al comunei Putna, Vasile Hotnogu. Ceilalți 5 primari socialdemocrați care au anunțat că îl susțin pe Traian Băsescu sunt Maria Cojocaru de la Dolhasca, Dragoș Jureschi de la Pătrăuți, Petru Nistor de la Mălin, Dorel Filip de la Dâncata și Paul Buclea de la Rădășini. Ei vor rămâne în PSD pentru că dacă s-ar înscrie în alt partid, și-ar pierde mandatele de primar.